Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Controversatul om de afaceri Veceslav Platon este acuzat de retragerea a peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, anunță Ministerul Rus de Interne. Democrație provine de la cuvântul demon. Cu astfel de mesaje de ură și informații false despre instituțiile Uniunii Europene a venit în fața ienoriașilor preotul Ghenadii Țugui din satul Ilenuța, raionul Fălești. Ministrii ai afacerilor externe și secretari de stat din formatul Nordic Baltic 8 efectuează astăzi, 15 octombrie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Aceștia vor fi întâmpinați de vicepremierul Mihai Popșoi. Ministrii ai afacerilor externe și secretari de stat din formatul Nord Baltic 8 efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova. Aceștia vor fi găzduiți la Chișinău de vicepremierul Mihai Popșoi. Din această delegație fac parte oficiali din Danemarca, Finlanda, Estonia, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia. Nordic Baltic 8 este un format de cooperare pe subiecte regionale și internaționale de actualitate. În anul 2024, Nord Baltic 8 este prezidat de Suedia, care a preluat coordonarea formatului după Letonia în 2023. Ministerul de Externe al României, Luminița Udovescu, le-a transmis omologilor săi din Uniunea Europeană că este esențial ca familia europeană să consolideze rezistența Republicii Moldova pentru a contracara propaganda rusă și amenințările hibride care s-au intensificat înaintea alegerilor și a referendumului constituțional privind integrarea europeană. Podobescu a făcut aceste afirmații în cadrul unor declarații de presă susținute la Luxemburg cu prilejul reuniunii lunare a Consiliului Afacerilor Externe, formațiunea de lucru a ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Astăzi vom adopta un nou pachet de sancțiuni împotriva 5 persoane și o entitate care au participat la acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Totodată, aceasta a arătat că pe măsură ce atacurile Rusiei se intensifică înainte de iarnă, Uniunea Europeană trebuie să continue sprijinul pentru Ucraina și, de asemenea, pentru Republica Moldova în domeniul energetic. I welcome the adoption of a new sanction regime on Russia. Salut adoptarea noului regim de sancțiuni privind acțiunile destabilizatoare ale Rusiei împotriva Ucrainei și susțin adoptarea de noi măsuri restrictive. În ceea ce privește Republica Moldova, este esențial să trimitem un mesaj politic clar de sprijin înainte de alegerile prezidențiale și de referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană. Salut vizita președintelui von der Leyen la Chișinău și adoptarea planului de creștere care va stimula reformele și creșterea economică a Republicii Moldova în următorul an. De asemenea, este esențial să consolidăm rezistența Republicii Moldova pentru a contracara propaganda rusă și amenințările hibride care s-au intensificat înaintea alegerilor și a referendumului. Threats which have intensified ahead of election and the referendum. Luminița Udovescu participă la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, Consiliul Afacerii Externe. Agenda de discuții a reuniunii include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și situația din Orientul Mijlociu. La punctul afaceri curente vor fi abordate subiectele Republica Moldova în contextul desfășurării alegerilor prezidențiale și referendumului pentru aderarea la Uniunea Europeană, Georgia, situația de securitate din Cornul Africii, relațiile Armenia-Azerbaidjan și situația din Venezuela.
Controversatul om de afaceri Veceslav Platon, care se ascunde în Londra, fiind judecat în mai multe dosare în Republica Moldova, este acuzat de retragerea peste 48 de miliarde de ruble din Rusia, a declarat Ministerul Rus de Interne, citat de Agenția de Stat a Kremlinului, RIA Novosti. Potrivit anchetei, toate infracțiunile au fost comise în conformitate cu o schemă care a fost controlată de Platon împreună cu complicii săi, Alexandru Corkin și Vladimir Plahotniuc. Anterior, el a fost găsit vinovat în absență de crearea și conducerea unei asociații criminale internaționale, precum și de retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Federația Rusă, prin intermediul băncii moldovenești Moldincombank, care îi aparține prin intermediul unor tranzacții valutare ilegale. În perioada 2013-2014, Veceslav Platon, în calitate de proprietar de facto al Moldincombank, a coordonat retragerea de fonduri din Federația Rusă ale clienților organizației criminale internaționale sub pretextul unor tranzacții valutare cu băncile rusești. Mai multe de 20 de organizații de credit rusești au fost implicate în schema infracțională, notează RIA Novosti. În prezent, Platon este acuzat în lipsă de săvârșirea două infracțiuni prevăzute în partea a treia a articolului 193 aliniatul 1 din Codul Penal al Federației Ruse, care se referă la săvârșirea de tranzacții valutare care implică transferul de fonduri în monedă străină sau în moneda Federației Ruse în conturile nerezidenților folosind documente false. Mai mulți participanți și lideri ai organizației criminale internaționale au fost găsiți vinovați de faptele incriminate. Aceștia au fost condamnați la închisoare pe termen lung cu confiscarea bunurilor. Electorala 2024. Pe 20 octombrie, când în Republica Moldova au loc alegeri prezidențiale și referendumul republican pentru includerea vectorului european în Constituția țării, nu va fi organizat exit poll, sondaj electoral efectuat imediat ce alegătorii ies din cabinele de vot. Contactată de IPN, Rodica Sârbu, șefa Direcției Comunicare, Relații Publice și Mass Media a Comisiei Electorale Centrale, a declarat că solicitări pentru a desfășura exit poll nu au fost înregistrate până pe 13 octombrie, ultima zi în care s-a putut face acest lucru. În eventualitatea turului 2 la alegerile prezidențiale, solicitările pentru exit poll pot fi depuse până pe 27 octombrie. Ultima dată, în Republica Moldova, un exit poll a fost organizat la turul 2 al alegerilor prezidențiale din anul 2020. Democrație provine de la cuvântul demon. Cu astfel de mesaje a venit în fața enoriașilor preotul Ghenadie Țugui din satul Ileuța, raionul Fălești. De la înălțimea amvonului, parohul a transmis mesaje de ură și informații false despre instituțiile Uniunii Europene, asociind blocul comunitar cu comunitatea LGBT și persoanele dependente de droguri, potrivit unui video publicat de Nord News. Democrația ascunde două cuvinte. Le ascunde democrație ascunde două slove, două litere ascunde. No, demonocrație. De ce nu este democrație? Dacă ne uităm noi în istorie limbajului sau în dicționar, demos. Demos, care provine cuvântul de la democrație. Adică această îndoială care se face când se trăiește în democrație, iată, se face acest lucru. Unul trăiește mai de sus ca ceilalți, dar alții la un nivel foarte, foarte jos, sărăcii. De asemenea, parohul Ghenadie Țugui a continuat linia critică a episcopului de Bălți și Fălești Markel, atacând verbal activitatea jurnaliștilor. Mai este vreun ceas sau vreo zi, ca să nu se discute biserica, la televizor sau la radio, sau la anunțiare sau în politică? Eu nu găsesc o zi. N-am găsit o zi. Suntem politici foarte tare. Foarte tare. El și până la noi nu avem nimic. Dați-ne voi să ne rugăm. Dați-ne voie și nu ne controlați biserică. Dați-ne voie și nu ne controlați biserică. Dați-ne voie să ne rugăm și să păstrăm treaba noastră credință. Nu ne judecați! Pot
Potrivit sursei citate, nu este prima abatere a preoților de la Episcopia de Bălți și Fălești. Preoții din subordinea episcopului Markel s-au angajat în campanii împotriva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Părintele Pavel Petrov de la Biserica Sfântul Mina din Bălți s-a remarcat în mod particular prin predica sa din 21 septembrie curent, în care a criticat Uniunea Europeană și actuala guvernare, acuzând că ar obstrucționa activitatea bisericii și promovând informații false. În luna septembrie, episcopul de Bălți și Fălești, Markel, a fost filmat cum făcea agitație electorală în timpul slujbei în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Asta, deși conform legii, biserica trebuie să rămână separată de stat și să fie o structură apolitică. Bătrânii dintr-un sat din raionul Florești ar fi primit câte 300 de kilograme de cărbuni la prețul de 1 leu kilogramul. Cărbunii ar fi fost oferiți de preotul bisericii din localitate, care în vara acestui an ar fi făcut parte din grupul de preoți care au făcut o vizită la Moscova, sponsorizată de fugarul Ilan Șor, transmite TV Nord. Potrivit sursei citate, pentru a intra în posesia cărbunilor, vârstnicii trebuie să prezinte buletinul de identitate. Așa au spus, eu făcut asta cu 300 de lei, 300 de chile și lei la pensionar, numai la pensionar. Trebuie să dăm buletinul. La plătiri. Am achitat 300 de lei, i-am dat pașaportul, l-au fotografiat și atât. Unii enoriași condamnă faptul că preotul din localitate s-ar fi implicat în jocurile politicienilor. Dar ar și gândi biserica să nu se amestece în chestii de politică. Politică e politică, dar credință e credință. De 3 zile la noi vorbă și văd că părintele scrie acolo. E pașaportul, numărul la pașaport. Da, de ce e necesar numărul la pașaport? Familia și numărul la pașaport. Le dă 300 de kilograme și 1 kilogram. Deci, cum am venit părintele, am spus, părinte, lucrul ăsta nu e bun. La ce vă referiți? Mă gândesc că dacă au fost încolo și gălăzie, că au fost la Moscova, de ce e în moment, dar de ce și am eu fost și eu sunt foarte. Pe de altă parte, preotul neagă că acest gest ar avea conotație politică. Întrebat însă de ce a început să facă asta imediat după ce a revenit de la Moscova, parohul a întrerupt discuția. Eu am spus cuiva, votează pe cineva, nu am spus la nimeni. Dar de ce este necesar pașaportul? De a indica că nu persoana dată e pensionară. Că acolo e scris, nu e scris numai data, luna și anul, nașteri, gata, altceva nu e scris. Dar dumneavoastră ați fost la Moscova, nu? Mai mulți nu vreau să vorbesc, eu. La sfârșitul lunii august, în spațiul public, a apărut o listă cu mai mulți preoți ai Mitropoliei Moldovei care urmau să ajungă în Rusia pentru a participa la pelerinaje. În spatele acestora s-ar fi aflat oligarhul fugar Ilan Șor. Potrivit informațiilor publicate, fețele bisericești urmau să primească carduri bancare, iar la întoarcerea în Republica Moldova să îndemne enoriașii să voteze împotriva referendumului din 20 octombrie sau să îl boicoteze. După ce a fost făcut public scopul real al acestei călătorii, mai mulți preoți s-ar fi întors din drum. Unii parohi care au ajuns totuși la Moscova au negat că pelerinajele ar fi avut tentă politică. Potrivit unui comunicat de presă al Mitropoliei Moldovei, preoții care s-au întors de la Moscova au negat orice formă de ajutor financiar primit din partea celor care i-au găzduit. Totodată, responsabilii din cadrul Mitropoliei au declarat că vor monitoriza atent activitatea parohiilor pentru a preveni implicarea clericilor în activități cu tentă politică sau electorală. Liderul de facto a regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat că Tiraspolul nu va împiedica locuitorii din stânga Nistrului cu pașapoarte moldovenești să participe la alegerile prezidențiale din Republica Moldova și la referendumul privind aderarea acesteia la Uniunea Europeană. Krasnoselski a subliniat că este important ca cetățenii să-și prioritizeze siguranța personală, avertizând asupra unor potențiale provocări. De asemenea, acesta a asigurat că trecerea așa numitei granițe nu va fi restricționată pentru cei care doresc să voteze. Pentru cetățenii Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului vor fi deschise 30 de secții de votare situate în zona de securitate, în localități controlate de autoritățile constituționale. Deschiderea secțiilor de vot în zonele necontrolate, unde nu există garanții de securitate a procesului și nici certitudinea lipsei interferențelor externe care ar putea influența rezultatele, contravine normelor legale, spun reprezentanții Biroului Politic Reintegrare de la Chișinău. Electorala 2024.
Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Astăzi vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală, vântul va sufla din sud-vest slab moderat, noaptea minimele vor indica 3 grade în nordul țării, iar maximele vor ajunge ziua la 14 grade. În centru se vor înregistra 5 grade în timpul nopții, iar ziua 14 grade. La sud, valorile vor oscila ziua între 12 și 15 grade. Temperatura medie în capitală va fi de 4 grade pe timp de noapte, iar ziua se vor înregistra 14 grade Celsius. Trecem în regiunea, la București vor fi 23 de grade, iar la Iași 15. La Kiev se vor înregistra 11 grade, la Roma vor fi 23 de grade, iar la Atena se vor înregistra 27 de grade. La Paris vor fi 20 de grade cu ploi slabe, la Madrid 23 de grade, la Londra 13, la Bruxelles 9 grade cu ploi, iar la Berlin 12 grade cu soare din plin. Doamnelor, domnilor, așa va arăta vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.